Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. O idee controversată își croiește drum în plină campanie de imunizare împotriva COVID-19, pașaportul de vaccinare. Liderii Uniunii Europene analizează astăseară propunerea de creare a unui certificat digital de vaccinare cu care europenii ar putea să poată circula liber în spațiul comunitar. Ideea e susținută de președinta Comisiei Europene, dar este respinsă de alți lideri, cu toate că această măsură, se speră, va debloca industria turismului și a transportului aerian. Despre asta vorbim în câteva minute. Începem în Statele Unite. Așteptări mari de la noul președinte Joe Biden să readucă Statele Unite în prim planul scenei internaționale, să le implice din nou în toate dosarele sensibile ale planetei. În discursul său de aseară, Biden a promis că va pune tot sufletul pentru a-i unifica pe toți americanii după 4 ani de dezbinări și de conflicte. This is America's day. This is democracy's day. We've learned again that democracy is precious. Democracy is fragile. And at this hour, my friends, democracy has prevailed. Have been more challenged or found a time more challenging or difficult than the time we're in now. Once in a century virus that silently stalks the country has taken as many lives in one year as America lost in all of World War II. Millions of jobs have been lost. Hundreds of thousands of businesses closed. A cry for racial justice, some 400 years in the making, moves us. The dream of justice for all will be deferred no longer. A rise of political extremism, white supremacy, domestic terrorism that we must confront and we will defeat. We can treat each other with dignity and respect. We can join forces, stop the shouting and lower the temperature. For without unity, there is no peace, only bitterness and fury. No progress, only exhausting outrage. No nation, only a state of chaos. This is our historic moment of crisis and challenge. And unity is the path forward. So here's my message to those beyond our borders. America has been tested. We've come out stronger for it. We will repair our alliances and engage with the world once again. Not to meet yesterday's challenges, but today's and tomorrow's challenges. And we'll lead not merely by the example of our power, but by the power of our example. We'll be a strong and trusted partner for peace, progress and security. Numirea lui Joe Biden la Casa Albă nu schimbă prea mult coordonatele în care se desfășoară parteneriatul strategic dintre Statele Unite și România, dar ar putea aduce ceva în plus. Și Biden și colaboratorii săi apropiați, unii dintre ei, cunosc foarte bine România. Noul președinte al Americii, Joe Biden, a fost prezent de 3 ori în România. Prima dată a venit ca senator, în 1999, și apoi de 2 ori ca vicepreședinte al lui Barack Obama, în 2009 și a doua oară în 2014, la câteva luni după agresiunea rusească din Crimea. Cu această ocazie, Biden a ținut să precizeze că România se poate baza pe SUA în vremurile grele. You can count on us. Period. We do what we say and we mean what we say. Today, aggression in Crimea, less than 250 miles from Romanian territory, from NATO's borders, reminds us why we need NATO and why Romania belongs to NATO. Europe's borders should never again be changed at the point of a gun.
De-a lungul ultimelor decenii, România a avut parte de un sprijin consistent și din partea președinților democrați. Astfel, în 1997, SUA și România semnează parteneriatul strategic, iar Bill Clinton face o vizită fulger la București după summitul NATO de la Madrid, unde România tocmai fusese refuzată. Apoi, un alt președinte democrat, Barack Obama, a hotărât amplasarea scutului antirachetă în România și Polonia, nu în Cehia și Polonia, cum era planul inițial. Drept urmare, în mandatul lui Obama, când vicepreședinte era Joe Biden, Marea Neagră a fost transformată într-un punct vital pentru securitatea NATO și UE, iar România a căpătat o importanță strategică deosebită pentru politica externă de la Washington. Fostul președinte al României, Traian Băsescu, europarlamentar din partea PMP, în legătură cu noi. Bună seara, domnule președinte, și vă mulțumesc! Bună seara și să aveți un an bun! Mulțumesc, asemenea! Cum ne raportăm la această venire la Casa Albă, în mod special România? Că o să discutăm și de relațiile cu Uniunea Europeană și de restul dosarelor sensibile. Avem motive să credem că o să se schimbe ceva sau că va căpăta o nuanță în plus relația Americii cu România? Nu, cred că va căpăta o nuanță în plus. Atât domnul președinte Biden, dar și Anthony Blinken, care este secretar de stat, sunt extraordinar de buni cunoscători ai regiunii. Președintele Biden, pe vremea când era vicepreședinte, a colaborat foarte bine cu Blinken pentru pregătirea summitului din Țara Galilor, unde s-a stabilit consolidarea flancului estic al alianței NATO, având în vedere agresiunile Rusiei în regiunea Mării Negre, fie că vorbim de Ucraina, de Georgia, de Transnistria și așa mai departe. Deci nu avem niciun motiv să nu privim cu încredere continuarea investițiilor NATO și în mod deosebit americane în consolidarea securității pe flancul estic al alianței, implicit în consolidarea securității României. Mai avem poate un motiv să credem că relațiile vor fi și mai bune decât au fost. Mark Gitenstein, fost ambasador al Statelor Unite la București, e un colaborator extrem de apropiat al lui Joe Biden. În mai multe rânduri, Joe Biden l-a numit pe Gitenstein ca aproape făcând parte din familia lui. Așa este. Da, s-ar putea ca în aceste condiții, eu știu, ce anume am putea, eu știu, dezvolta ca nuanță în plus față de relația deja tradițională a Statelor Unite cu România sau cu aliații estici în general în relația asta de acum încolo? Deci, un plus poate să vină din consolidarea prezenței militare pe teritoriul României, lucru care a fost deja stabilit în Congres, o investiție majoră pentru modernizarea bazei aeriene de la Turda, unde vor fi amplasate și avioane de luptă, dar și drone. De asemenea, o prezență militară mai puternică pe coasta Mării Negre, fie că vorbim de Cogălnicianu sau de alte zone, dar prezență sporită. Însă cel mai important lucru în relația cu Statele Unite este așteptatul semnal care să fie dat de la cel mai înalt nivel către comunitatea de afaceri americană să investească în România. Deci, ceea ce ar trebui să așteptăm cu prioritate ar fi investiții americane în economia românească. Da, pentru Europa e o perioadă marcată de speranță după relația destul de tensionată pe care au avut-o liderii Uniunii, cei mai mulți dintre ei, cu Donald Trump. Probabil că europenii așteaptă să avanseze cu partenerul acesta nou, eu știu, într-un număr mai mare de dosare decât până acum, și în privința climei, și în privința Chinei. M-aș opri un pic la asta, domnule președinte, la relația cu China. România a apărut cumva prin
prinsă la mijloc între ce fac unele țări ca Germania, care dezvoltă relații cu China destul de intense, și Statele Unite, care cumva, prin memorandumul ăla de înțelegere de anul trecut, le țineau mai degrabă în zona lor de acțiune a Statelor Unite. Ce credeți că ar trebui să facem? Să știți că americanii nu respectă slugile. Suntem singura țară care a avut o atitudine slugarnică, excluzând companiile chinezești din competiția pentru 5G, și suntem, cred, singura țară civilizată la care premierul se ducea de mână la un ambasador care știe prea puțin despre România să ia lumină și să-l informeze. Nu cred că... Deci americanilor nu le plac slugile. Și vă aduc aminte că în timpul mandatului meu a fost o dispută extrem de puternică cu americanii legat de recunoașterea Kosovo, pe care eu am refuzat să o fac. Americanii au insistat, dar asta nu ne-a alterat relația. Fiecare a înțeles interesele celuilalt. Mai mult decât atât, aș spune că Statele Unite vor în România un partener ferm și cu care problemele se pun pe masă, se discută. Nu au nevoie de un satelit. Eu am avut 10 ani de mandat în care să conving Statele Unite despre importanța strategică a Mării Negre. Da. Am reușit până la urmă, deși îmi aduc aminte de mari analiști care spuneau cu ce vine și Băsescu ăsta la președinție cu Marea Neagră. Ia uite, dacă el a fost marinar, crede că Marea Neagră e buricul Pământului. Nu, Marea Neagră e un nod de securitate major, unde se încrucișează interesele Asiei Centrale cu ale Orientului Mijlociu, cu ale Federației Ruse și cu ale Uniunii Europene. Cred că e una din cele mai mari intersecții ale lumii. N-are semafoare câte drumuri duc în Marea Neagră. Da. Ar veni însă la relația s-a dovedit cu asta în momentul în care Crimea a fost anexată de Rusia, nu? Și a rămas asta o rană cumva încă deschisă, pentru că au existat condamnările oficiale ale acestui gest, dar unele dintre Statele Uniunii Europene parcă totuși au continuat să mențină niște relații mai deschise decât altele cu Federația Rusă. Așa este. Vom vedea cum vor evolua lucrurile în continuare, dar, spre exemplu, am convingerea că Biden va reînnoda relațiile excelente cu Uniunea Europeană, ceea ce nu înseamnă, spre exemplu, că pentru a face hatârul Uniunii Europene, Biden nu va cere, ca și Trump, creșterea contribuțiilor militare la NATO. Aha. Sau că Biden va face pasul înapoi de la recunoașterea Ierusalimului. Au fost elemente de dispută majoră între Uniunea Europeană și Washington în timpul lui Trump. Dar convingerea mea este că nici președintele Biden nu va fi mai puțin exigent cu nevoia ca statele membre NATO, care sunt și membre ale Uniunii Europene, să aibă contribuții mai mari la apărarea Uniunii Europene până la urmă. Da, domnule președinte, i s-a reproșat lui Donald Trump că e foarte tranzacțional, că poate chiar temperamental, deși, mă rog, aici e discutabil, că vrea să obțină anumite lucruri și pentru asta pune abrupt anumite probleme, că cere mereu ceva în schimb. Vedeți o revenire a Americii la un rol din ăsta foarte prezent pe scena internațională? Sau acești 4 ani de mandat al lui Trump le-au oferit Statelor Unite ocazia să se uite un pic și să vadă dacă nu cumva își mai restrâng rolul ăsta? Adică undeva la mijloc. Nu.
Statele Unite vor reveni foarte rapid în centrul dezbaterii globale, pentru că un politician de dimensiunea președintelui Biden sau cu un secretar de stat ca Anthony Blinken, n-ai cum să nu înțelegi că atunci când te izolezi nu mai existi. Și când te izolezi și repezi pe toată lumea, cedezi locul, fotoliu de lider al lumii. Îl cedezi și îl lași Chinei, îl lași Rusiei. Deci Biden nu-i tipul de politician sau nu are o experiență care să-i permită să nu înțeleagă că degeaba are 11 portavioane nucleare care domină toate mările georgiane lumii dacă America se izolează. Nu va fi influentă. O America izolată este o America ce nu participă la deciziile globale și o America ce lasă locul Rusiei și Chinei să domine lumea. Ori așa ceva nu va fi tolerat de Biden. Sau nu cred că intră în modul cum președintele Biden vede America. Există unele lucruri, domnule președinte, care s-au stricat destul de mult, să zicem așa, să folosim termenul ăsta, în timpul mandatului lui Trump și care nu-i asigură un start tocmai bun lui Joe Biden pe plan internațional? Adică, nu știu, mă refer la cum e privită America de către Iran, de exemplu, sau de către China, sau de către Corea de Nord. Bun, cu Corea de Nord nu s-a înțeles nici Trump. Președintele Biden va continua războiul economic și comercial cu China, pentru că nu are altă soluție. Nu are cum să cedeze supremația puterii economice către China fără luptă. Mai mult decât atât, chiar dacă vor fi dispute între Uniunea Europeană și Statele Unite, ambele înțeleg că fiecare în parte, până la urmă, nu are populația de 1,5 miliarde pe care o are China ca să poată face față la nesfârșit competiției economice pe piața lumii. Așa că vor trebui, vrând nevrând, să ajungă la un acord comercial, aproape un acord de liber schimb, aproape o tendință, spun, nu vreau să se speculeze, de unificarea celor două piețe, pentru că altfel nici Uniunea Europeană singură, nici Statele Unite singure, pe termen lung nu vor putea continue supremația economică. De aceea cred eu că s-a făcut greșeala fundamentală în timpul lui Trump. Au rămas sechele în Uniunea Europeană de pe urma disputelor și președintele Biden va trebui să le panseze rapid. Mai mult decât atât, v-aș reaminti că în timpul președintelui Trump nu s-a putut încheia acordul comercial SUA Uniunea Europeană, ceea ce este aproape sau e foarte greu de înțeles. Da, dacă ar fi să ne uităm un pic, sunt curios cum vede un președinte de țară cu două mandate la activ situația din America, dincolo de reprezentarea Americii în politica internațională. Această țară foarte divizată, în care Joe Biden a venit mai degrabă ca un candidat anti-Trump. Noi suntem obișnuiți cu genul ăsta, cu răul cel mai mic. Știm că în continuare, în America, aproape jumătate din țară totuși l-a votat pe Donald Trump. Probabil că va rămâne această frustrare multă vreme de acum încolo. Ce fel de America preia Joe Biden?
Preia o Americă divizată, într-adevăr, și asta este probabil cea mai grea misiune a președintelui Biden, să reapropie cele două tabere. Aș face o precizare. Donald Trump a pierdut alegerile cu un număr de voturi pe care nu l-a avut Obama când a câștigat președinția. Pe de altă parte, Joe Biden, cu cele peste 80 de milioane de voturi, este cel mai votat președinte din istoria Americii. Dar 75 de milioane de voturi câte a avut Trump reprezintă o moștenire de ostilitate față de Biden extrem de exact. Puternică. Și aici președintele Biden va trebui să pună în valoare toată experiența pe care a acumulat-o în cei 50 de ani de activitate în Senat. Da, ne apropiem de noi, domnule președinte, și de toată discuția asta la nivel european. Sunteți la Bruxelles în acest moment. O discuție legată de așa numitul pașaport de vaccinare. Părea la început că e un fel de capriciu al unor țări ca Grecia sau Spania, care trăiesc foarte mult din turism și care și-ar fi dorit o garanție că pot să redeschidă turismul în condiții de siguranță. Numai că în foarte scurt timp, în doar câteva săptămâni, această discuție iată a ajuns pe masa liderilor Uniunii Europene ca o propunere formală, care se discută iată chiar în această seară. Un pașaport de vaccinare, un fel de certificat unic la nivelul Uniunii Europene, care să arate la fel, să poată fi înțeles de toate țările. Cum vedeți ideea asta? Domnul Mușat, n-aș vrea să trecem la acest subiect, îl vom aborda, dar aș vrea să menționez doar câteva goluri de securitate majoră pe care le-a lăsat politica lui Trump și care trebuie rapid astupate de președintele Biden. Sigur, vă rog. Trump a renunțat la acordul cer deschis, acel acord prin care reciproc statele NATO și Federația Rusă și inspectau teritoriile. Trump n-a vrut să mai prelungească tratatul cu Rusia cu privire la forțele nucleare intermediare. Asta înseamnă că până în noiembrie, când a expirat acordul, Federația Rusă trebuia să-și țină rachetele nucleare cu rază medie de acțiune, ceea ce înseamnă 5.500 de kilometri, dincolo de Ural. Începând din luna noiembrie, le poate aduce și în Crimea și oriunde mai aproape de Europa, ceea ce este un deficit de securitate major pentru Uniunea Europeană. Trump a refuzat prelungirea tratatului START, care vizează rachetele balistice, rachetele intercontinentale cu încărcături nucleare și multe altele, dar acestea sunt trei lucruri pe care președintele Biden va trebui să le rezolve foarte rapid, în primul rând pentru securitatea Europei. Practic, Trump, prin refuzul de a negocia un nou acord pentru forțele nucleare intermediare și refuzul de a mai participa la cer deschis, de unde s-a retras implicit și Rusia, practic a pus Europa într-o stare de insecuritate majoră. Da. Asta vreau să mai spun și legat de situația actuală și de prioritățile pe care cred eu că o să le aibă președintele Biden. Venind la certificatul de vaccin, nu cred că va funcționa, pentru că ar introduce niște restricții de circulație care contravin principiului care contravin
dreptului la liberă circulație pe teritoriul Uniunii Europene. Cred însă că statele vor lua niște măsuri, mai ales că, spre exemplu, până în vară, nu va fi terminat procesul de vaccinare în toată Uniunea Europeană. Cred că cei care sunt vaccinați vor putea să arate un astfel de document la frontieră și sunt bineveniți, iar cei care nu au un astfel de certificat vor trebui să facă un test COVID, depinde cum va decide fiecare stat, ori la sosire în frontieră, ori să fie făcut cu 48 de ore înainte de sosirea la frontieră. Sau să stea în carantină ca și în anul trecut. Pandemia a arătat totuși că anumite condiții, condiționalități pot fi introduse. Deci niște forme de discriminare într-un fel sau altul tot au existat de-a lungul anului trecut, nu? Cine avea test trecea, în unele țări n-ajungea testul cu care veneai de acasă, deci îți mai făceau unul, alții stăteau în carantină. Deci, domnul Mușat, exact asta spun și eu, va continua să existe un sistem de control, nici nu i-aș spune de restricții, atâta timp cât un stat își ia măsuri pentru apărarea sănătății propriilor cetățeni, nu cred că poate fi acuzat. Și pentru cei care nu vor avea un certificat că s-au vaccinat, va trebui să facă un test COVID sau să vină cu el făcut undeva în marja de 48-72 de ore. Spre exemplu, acum în Belgia, eu trebuie să vin acasă în weekend, dar sâmbătă trebuie să-mi fac testul, pentru ca luni când sosesc la frontiera belgiană să pot arăta că am făcut un test în intervalul de 72 de ore. Cred că se va menține această exigență. Vi se pare într-un fel, domnule președinte, și că e o formă, eu știu, discuția asta e o formă de a abate atenția de la problemele cu care se confruntă în momentul ăsta campania de vaccinare în multe state europene? Adică e un fel de a da și un fel de speranță și un imbold la vaccinare, dar și de a mai pune altceva pe tapet decât discuția despre cum merge campania? Nu neapărat, pentru că subiectul a fost lansat de Grecia, dacă vă aduceți aminte. Da. Ei au lansat prima dată subiectul. Sunt o țară turistică ce primește câteva zeci de milioane de turiști pe an și au lansat o idee. O idee care a fost preluată și de alții. Sigur, nu cred că doamna președinte von der Leyen n-a prins ocazia să facă presiuni pentru ca tot mai mult să se vaccineze, exact profitând de inițiativa lansată de Grecia. Dar, pe de altă parte, am convingerea că nu se va introduce un document care nu face parte din tratatul Uniunii Europene, certificatul de vaccin, nu se va introduce să substituie pașaportul sau buletinul. Da, poate doar să vină ca o completare. Știm deja că există anumite țări unde e necesar acel, mă rog, nu e un pașaport, dar e un fel de pașaport galben, se numește el așa în informal, în țările cu febră galbenă, ai nevoie de aceste vaccinuri făcute. Da. Pentru că vorbim de campania asta de vaccinare. Să știți că în multe țări se cere vaccin înainte de a intra pe teritoriul lor. Exact, vaccin antimalarie și așa mai departe. Da. Trebuie să produci o dovadă că te-ai vaccinat antimalarie, mai știu eu ce... Românii au deja această experiență, aceia dintre ei care au călătorit în destinații, mă rog, exotice, să spunem, din Asia sau din Africa, da, li se cere așa ceva. Revenind la campania de vaccinare, domnule președinte, cum vi se pare că merg lucrurile în momentul ăsta? Noi tot dezbatem palierele astea foarte multe de personal esențial, etape care mai nou au primit și subetape. Etapa a treia va avea o etapă 3A și așa mai departe. Da, n-a fost perfect startul, dar observ că până una alta avem capacitate de vaccinare mai mare decât vaccinuri primite. Ceea ce face lipsită de sens orice critică.
va trebui să le sărim în cap în momentul în care vor fi vaccinuri și nu vom avea capacitate de vaccinare. Să sperăm că o dezvoltă între timp. În faza inițială s-au bâlbâit. Dar după ce s-au implicat primarii, este evident că s-au deschis foarte multe centre și probabil se vor deschide și mai multe. Da, ni se spune că există și personal, că există și centre, că avem această capacitate, o reconfirma premierul Câțu în urmă cu două zile, 100.000, poate chiar 150.000 de vaccinări pe zi, deocamdată n-avem cu ce, dar și aici o asigurare că până la sfârșitul lui martie vin aproape 3 milioane de doze. Asta înseamnă mai mult de 1,5 milioane de persoane vaccinate, dacă luăm în calcul și ce am avut până acum în etapa întâi cu medicii. Da. Cum vi se pare? Aș fi prudent cu ce vine. Așa. Pentru că nu știu dacă sunteți la curent, Italia a anunțat astăzi că dă în judecată, da, Pfizer, da, pentru că a întârziat livrările de vaccinuri. Deci să vedem. Sigur, Pfizer s-a obligat să recupereze ceea ce n-a livrat în luna februarie. Să vedem. Nici ei nu au probleme ușoare, domnul Mușar. Să treci din laborator în industrie să produci asemenea cantități de vaccinuri nu e ușor. Deci aici trebuie să avem răbdare toți unii cu alții. Și cu producătorii și cu, spre exemplu, eu vă ridic o problemă și nu vreau să fac din asta subiectul serii. Așa. Dar cine ne poate spune pentru cât timp este valabil vaccinul? Există posibilitatea ca până când terminăm primul ciclu de vaccinare integral a europenilor să constatăm că vaccinul ne dă o acoperire de 9 luni sau un an și să trebuiască să începem altă etapă de vaccinare sau să trebuiască să continue perfecționarea acestui vaccin. Deci este dificil de spus ce se va întâmpla. Da, e dificil de spus. Deja există conturate aceste teorii că, mă rog, odată cu înmulțirea numărului de persoane vaccinate, virusul ori va dispărea, ori va ajunge să fie tratat ca o banală răceală, ni se spunea, sau în cel mai rău caz, ca o gripă pentru care trebuie să te vaccinezi anual. Da, exact cum facem vaccinul antigripal, știi? Da, mai este un subiect, pentru că tot vorbeați despre aceste dificultăți în producerea și distribuirea vaccinului, o chestiune de moralitate, dacă vreți, bătaia statelor mai bogate pentru acest vaccin și, practic, preluarea tuturor stocurilor de către un număr restrâns de națiuni ale lumii. Aici probabil că rămâne o problemă pe care nimeni n-a fost în stare să o abordeze coerent în felul ăsta. Dispare pandemia din Europa, ce te faci însă cu restul planetei? Sau din America de Nord, sau din țări mai bogate, eu știu, din Asia de Sud-Est, Australia. Așa este, bun. Domnul Mușat, acesta este motivul, spre exemplu, pentru care Europa a contractat Comisia Europeană 3 miliarde de vaccinuri. A contractat în condițiile în care noi suntem 450 de milioane în Europa. Exact, da, pentru a putea ajuta țări precum Ucraina, țările din Balcani, Moldova, țări din Africa și așa mai departe. Deci Uniunea Europeană își va face datoria de structură politică deschisă întotdeauna să-i ajute pe cei care nu se pot ajuta singuri. Așa este. Imaginați-vă că România n-ar fi fost în Uniunea Europeană și trebuia să ne batem cu toate țările ca să obținem câteva vaccinuri. Exact. Deci Uniunea Europeană a negociat ca un gigant care s-a așezat la masă cu producătorii, care s-ar fi simțit mult mai confortabil să aibă în față România sau Bulgaria sau decât să aibă în față Uniunea Europeană.
care a putut negocia, a putut pune condiții și în același timp a putut să și contribuie la cheltuielile de cercetare. Uniunea Europeană a alocat 2 miliarde de euro care au fost utilizați la cercetare. Vi se pare că facem destul, domnule președinte, în a convinge pe români să se vaccineze? Datele sunt destul de neconcludente. E adevărat că ultimele sondaje făcute indică o pondere mai mare a celor care ar vrea să se vaccineze, sigur, dar tot nu sunt extrem de concludente, pentru că testările, cercetările făcute de instituții ale statului atunci când au făcut listele astea cu vaccinarea au indicat, uite, de exemplu, în cazul profesorilor, mai puțin de 50% disponibilitate pentru vaccinare. Și atunci stau și mă întreb ce ar mai fi de făcut ca să știm că putem să ne imunizăm așa, în proporția dorită, 60-70%. Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar m-aș aștepta ca profesorii să creadă mai puțin în teoriile conspirației și să aibă mai multă încredere în știință, pentru că ei propovăduiesc știința, profesorii, știi? Nu, deci, cred că dascălia ar trebui să fie un exemplu din punctul ăsta de vedere, măcar și moral. Dacă tot ai pretenția că îl luminezi la cap pe copilul ăla și îl pregătești pentru viață, cum te ascunzi de o descoperire științifică, cum e vaccinul anticovid? Da, e destul de neclar motivul acestei reticențe. Mulți o pun pe seama, așa, informal, pe seama vitezei cu care s-a dezvoltat acest vaccin. Ori... Domnul Mușat, este clar, deci acest vaccin a fost introdus în piață și în corpurile noastre înainte să știm cât timp este valabil. Dar deci există o mare necunoscută. Nu se știe cât timp este acoperit de acest vaccin din punct de vedere al contaminării cu SARS-CoV-2. Nu se știe încă exact dacă acoperă și tulpinile noi care au apărut. Deci, indiscutabil, sunt destule necunoscute, dar este o certitudine. Cei mai străluciți cercetători ai lumii spun că nu este dăunător organismului. Și atunci, dacă tot îl învăț pe copil că trebuie să citească, să învețe, să știe cum să dau exemplu ca dascăl, că n-am încredere în știință. Da, cum apreciați, domnule președinte, startul, nu doar legat de campania de vaccinare, sigur că asta e principala problemă pe agenda guvernului, startul acestei coaliții de guvernare, așa, ca să avem și o privire politică internă la final de discuție? Bun, sincer vorbind, este necesar un timp de rodare a unui guvern de coaliție, însă nu vă ascund că mă uit și mă întreb de ce nu-l schimbă imediat Câțul pe Voiculescu sau de ce l-a acceptat în echipa guvernamentală. La Ministerul Sănătății nu poți să pui un economist în vremurile astea. Aș vrea să-l văd pe Ministrul Sănătății când vorbește cu autoritate profesională. Nu un economist care mai ducea medicamente cu sacoșa, care dacă a cărat medicamente pentru știu eu ce boală, acum poate să fie ministrul sănătății. O putea să fie, dar în vremuri bune. Acum ne trebuia un ministru al sănătății care să vorbească cu autoritate. Și după ce că n-are autoritate profesională, mai e și rău, știi? Are ce are cu colonelul Gheorghiță, cu cel însărcinat, cu programul de vaccinare. Măcar să nu se bage, pentru că poate aici, uite, un gen de explicație. Când ai ministrul sănătății, un om care nu are autoritate profesională să-mi explice cum e cu vaccinul,
Sigur că aproape jumătate din populație n-ar vrea să se vaccineze. Îmi trebuie un om credibil acolo. Bun, pentru asta există însă coordonatorii campaniei de vaccinare, iar unul dintre ei, domnul Gheorghiță... Da, dar pace. Nu vedeți că Voiculescu vrea să-l schimbe. Presupunerea e că vrea să-l schimbe ca lucrurile să meargă mai bine. Acum să plecăm de la premisa de bună intenție. Bun, dar care este autoritatea profesională cu care un contabil schimbă un doctor într-o acțiune care vizează sănătatea? Da, rămâne de văzut cum va progresa această campanie de... Eu sper să se liniștească Voiculescu. Uite, a dat zăpada, să plece la schi și când vine o să fie terminată vaccinarea. Eu zic că avem nevoie de un ministru aici pe fază, un ministru, că altfel... Da. Avem nevoie de un ministru, domnul Mușat. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Ne întoarcem în câteva momente. Vorbim despre exemplul elvețian. Din nou, trebuia să fie ceva aparte în legătură cu Elveția. O țară, alminteri, confruntată din plin cu ravagiile produse de coronavirus, care se pregătește de alte măsuri. În ce fel se pregătește însă de noi măsuri de restricție, vă spunem imediat. Rămâne. Putea deveni prima și probabil singura țară care va da cetățenilor săi dreptul de a decide direct asupra restricțiilor impuse din cauza coronavirusului. Elveția va organiza un referendum privind măsurile de carantină anti-COVID-19. Suntem obișnuiți ca în Elveția să se desfășoare referendumuri, mai ales locale, pe diverse subiecte. De ce însă o consultare populară în legătură cu o chestiune care are legătură cu o situație de urgență, cu o criză de sănătate, cu o problemă care poate afecta viața cetățenilor? Doctor Alexandru Dobrinov, medic în Elveția, în legătură cu noi. Bună seara! Cum am ajuns la consultarea asta, la genul ăsta de consultare, chiar și într-o chestiune de felul ăsta, domnule doctor? Este o inițiativă populară, adică legea în Elveția prevede că dacă se adună un anumit număr de semnături, se poate ajunge la un vot federal, adică să un vot pe toată țara, pentru orice subiect. Un grup de cetățeni au decis să adune aceste semnături pentru a vota acest referendum care, într-adevăr, se opune la măsurile care au fost luate, mai ales la măsurile mai puțin populare care au fost luate în timpul acestei pandemii în Elveția. Bun, explicați-ne puțin mecanismul de funcționare, că presupunem că e așa. Vine guvernul și spune, iată un set de măsuri pe care noi vrem să le punem în funcțiune, se votează în legătură cu ele, dar evoluția pandemiei și situația asta mereu volatilă de sănătate publică, poate că mâine o să reclame alte măsuri. Va exista câte o consultare pentru fiecare tip de măsuri? Cam asta e ideea? Nu, ideea este că acest pachet de legi care a fost votat de Parlament a început să se aplice din septembrie anul trecut. Uh-huh. Și acest pachet de legi include toate măsurile care au fost luate în stare de urgență în decursul acestei pandemii. Acest vot al Parlamentului a fost luat pentru a da legitimitate guvernului să aplice măsuri în urgență. Acest pachet de legi a intrat în Constituție din septembrie și este aplicat. El permite guvernului să nu mai treacă prin Parlament pentru a modifica decizii sau legi. Da, de ce sunt atât de nepopulare măsurile astea? Adică explicați-ne un pic care este sentimentul de respingere, ce e atât de neobișnuit față de alte țări din Europa și din lume, de sunt atât de indignați cei care au propus asta, referendumul? Cei care au propus referendumul sunt cei care au protestat în general de la bun început. Regrupează mai mulți cetățeni, adică poate să fie persoane care sunt pur și simplu antivaccin, coronasceptici, dar pe parcursul lunilor au intrat în această mișcare și mai multe persoane independente, antreprenori,
persoane care și-au pierdut serviciul din cauza licențărilor masive din mai multe domenii, mai ales din domeniul turistic, și au acceptat să dea aceste semnături pentru a se putea vota. Pentru acest referendum, acest tip de referendum popular, trebuiau 50.000 de semnături. S-au adunat vreo 90.000. Da. Deci, practic, în Elveția ajunge să se adune 100.000 de semnături sau 50.000 de semnături la 8 milioane de locuitori pentru a se organiza un vot federal. Da, presupun că printre măsurile astea luate de guvern nu există doar unele legate strict de restricții. Există și unele, ca și în alte țări ale Uniunii Europene, mă rog, ale spațiului european, în care ajută antreprenorii, de exemplu, sau care asigură anumite facilități fiscale celor mai defavorizați în fața acestei crize. Și cu aceste măsuri sunt, și împotriva acestor măsuri, sunt cei care vor referendum? Nu sunt în principiu împotriva acestor măsuri. Eu am citit această lege. Măsurile arată destul de bine pe hârtie, dar în practică foarte mulți antreprenori se plâng că nu au primit ceea ce le-a fost promis sau că nu le ajung sumele, pentru că sunt și niște reguli impuse de aceste legi. Chiar astăzi, aici lângă cabinetul meu, este o cafenea și am discutat cu patronul cafenelei, care a deschis această cafenea în noiembrie anul trecut. Ori legea spune că pentru a primi ajutor se bazează pe cifra de afacere de acum un an. Ori el nu are, pentru că abia a început. Și mi-a spus că pur și simplu nu intră în această lege. Nu are cum să obțină niciun fel de ajutor pentru că abia își deschisese această cafenea. Deci, foarte probabil că destul de multă lume este nemulțumită pentru că ajutoarele nu au venit efectiv, ori că au fost excluși din acest pachet de legi. Sunt șanse reale, domnule doctor, ca acest referendum să treacă dacă va fi convocat? Adică să producă un rezultat valid? Da, nu cred că sunt șanse deloc să treacă, pentru că partea sanitară din acest pachet de legi este relativ mică. Este un articol din, nu mai știu exact câte, sunt 20 și ceva de articole. Ori nemulțumirea se bazează mai ales pe partea sanitară, adică pe măsurile luate de lockdown pentru obligativitatea măștii. Au vorbit și despre eventualitatea unui pașaport vaccinal care ar putea fi introdus în Elveția în corespondență cu Uniunea Europeană și o anumită parte din cetățeni nu sunt de acord cu asta. Dar efectiv nu cred, pentru că evident referendumul va fi... de toate partidele politice se vor opune la acest referend și probabil că rămâne o minoritate. În schimb, mie mi se pare un lucru bun acest vot, pentru că votarea va avea loc în septembrie, probabil, anul acesta. Oho, deci și asta obligă, distanță. Da, obligă într-un fel guvernul să, în primul rând, să respecte ceea ce scrie în acest pachet de legi și să asculte vocea celor care sunt nemulțumiți, pentru că niciodată nu poți să fii sigur de rezultatul unui referend dinainte. Și deci, eventual să performeze și în campania de vaccinare care e în plină desfășurare. Mulțumesc foarte mult, domnule doctor, pentru toate explicațiile. Ne oprim aici, Silviu Mănăstire, în foarte scurt timp, dosar de politician. Rămâneți cu noi.